Știm foarte bine că avem o diferență și în vârsta de pensionare a femeilor și a bărbaților. Această vârstă de pensionare mai redusă pentru femei este și ea un factor negativ până la urmă. De ce? Pentru că bărbații contribuie la fondul de pensie 35 de ani, femeile 30, iar pe final, inclusiv la vârsta de pensionare, pensiile femeilor sunt mult mai mici comparativ cu cele ale bărbaților. Spre exemplu, dacă la bărbați ponderea pensiei constituie 83% din, să zic, minimumul de existență, în cazul femeilor vorbim doar de 70 ceva%. Deci, aceste lucruri ne arată schimbările pe care ar trebui să le facă autoritățile din Republica Moldova pentru a mai micșora din diferențele acestea de gen când vorbim de piața muncii.